avem. Uite, aici stă Ionuț, să știi, Ionuț, mecanicul nostru. Eram într-o zi la Ionuț, dar nu contează că era mai mult. Important e că Ionuț are pe ucenicul ăla, pe Marcel, știi, Marcel. Marcel se uită cam ciudat la mine. Nu-mi dau seama de ce se uită așa ciudat la mine. Eu cred că Marcel mă place, sau nu mă place deloc. Oricum ar fi, nu mă place deloc, dar important e că bă... Da, injectoare, ce vina mea pe injectoare asta? Oricum, după aia schimba și... Oricum, după aia schimba și, dar eu și mai scumpte, dar nu stau de bani. Și de atunci nu mai vorbesc cu Marcel. Păi da, am ajuns. Poți să te rog să parchezi tu? Eu nu sunt în stare, nu știu care-i treaba, dar sunt prea mari mașini, prea mici parcări, niciodată nu le nimeresc. Hai, te rog, parchează tu. Păi da, că așa faci și la sex. Oricât de mult spațiu există, nu ești în stare. Auzi? Ai grijă cum vorbești? Că dacă nu, nici de la nu mai primești, da? Ce-ai pățit, iubi? N-am nimic. Hai mă, ziceai, ce-ai pățit? I-am fost la mine cu mine aici și mi-am fost nesimțit cu mine. Când mi-a zis că m-am îngrășat. Dar cum să zic asta? Când am băut vreo 4 beri și mi-au crescut burta, dar nu m-am îngrășat. După aia când am mers și m-am pișat, le-am dat afară pe toate. Dar am fost nesimțit, cum să zic asta? Spune tu, m-am țipare că m-am îngrășat? Bă, dar cum poți să-i spui mă așa ceva, bă? Dar eu n-am zis nimic. Da, dar cetățenii ai un răspuns. Ești tu nesimțită și tu și tu mi-ai și mă cacă cu la voastră și nu mai vorbim cu tine. Baca, dragă. Iar dor canapea. Iubi, nu vrei să-mi dai mie geaca ta când mi-e frig și eu n-am mai nimica. Dar ți-am zis să te îmbraci mai gros. Dimineața pe dracu, bună dimineața. Dar ce-ai pățit-o? Ei, n-am pățit nimic. Hai, lasă-mi. Iubi, iar ești în perioada lunii? Da, bineînțeles că da. Du-te jos și ia niște tampoane. Și o ber la 2 litri, doar știi că am dureri. Hai! Uite, Iubi, ți-am adus. Bere, cum ai vrut tu. În primul rând, asta nu e la 2 litri cum s-am cerut și nu e light. Au beri light? Deci n-ai întrebat de beri light. Știi doar că știi că mă îngraș. După aia spui că-s gras și că-s doar place din mine. Bine. Iubi, poți te rog să car tu ăsta? Că pentru mine e greu și nu pot să car. Hai, o dată! Iubi! Ți-am spus să nu mai intri peste mine în cadă! Iubi, dar te-am mai văzut gol, locuim împreună! Nu contează! E vorba despre intimitatea mea, ce naiba! Ieși afară!